Emilian. Sigur. Hai să vedem totuși ce s-a întâmplat vineri după emisiune, după ce am ieșit din direct, după ce s-au declarat câștigătorii, ce s-a întâmplat cu toți ceilalți concurenți. Avem reacții la cald în următorul material. Totul pentru dragoste. Fata singură este Livia. Livia! A fost greu? A fost foarte greu, pentru că și ele au încercat să mă facă pe mine să par plată. Cu fetele vei mai vorbi? Siguranță, da. Dacă ele vor mai vorbi cu mine. Și cu Emilian vei mai ține legătura? O să ieși și să-i dea o șansă în afara concursului? Cum bineînțeles se știe, mie îmi plac copiii și am și o făcut să chiar aș vrea să iau. Aș repeta experiența de dansă. Primul lucru pe care îl vei face când vei părăsi platoul? Bineînțeles, fetița mea mă așteaptă afară, am vorbit cu tatăl. Adică v-am pus să sancționați pe tatăl meu și mă așteaptă afară. Abia aștept să-mi trec afară. Telefonul meu. Ia! Ia! Cum e, dragilor? O experiență frumoasă, puțin grea, dar de oricine câștigătoare, orice s-ar întâmpla și știam că e mai mult plată pe Livia Burlacul, dar ea câștigă dragostea mea în fiecare zi și contează mai mult decât banii lui. Oana, Ștefan, cum sunteți? Așa și așa. Cum a fost această competiție? Grea, ușoară? Nu ce șansă. Da, și eu cred că nu mai burla care șanse. E ce mai simplu să ai adevărul de partea ta și le oricât de bine joci, te pot să faci. A fost foarte avantajată din multe puncte de vedere, chiar și față de altă divizie. Livia? La Olteancă. Îți place de pe cea și ei? Este foarte frumoasă. Da, și mi-e tot ce nume frumos ai. Și eu am o fetiță frumoasă. Am puține emoții. Mă bucur că nu m-am înșelat. Nu am dezamăgit oamenii care m-au susținut, publicul, și vă mulțumesc vouă, sunteți niște oameni minunați, mă bucur că v-am cunoscut și am învățat multe într-un timp foarte scurt. Ce facem cu banii? Banii, cum am spus, o să-i donez la o persoană care o să aibă nevoie înainte de sărbători să se bucure de acest cadou. Și cu Livia ce facem? Cu Livia, dacă vreau, să o iau acasă la mine, la Sibiu. De ce nu? Ați văzut ce s-a întâmplat după, sigur au fost și dezamăgiri, au fost și lacrimi de emoție și de bucurie, dar a fost pe bune, asta s-a întâmplat și spunea Dodo, fetele s-au dat de gol, nu-și dau seama când vorbesc sau când inventează anumite lucruri, nu par credibile. Poate că în cazul Livia mai fost și problema asta, Dodo, că mai toate fetele au cășunat pe ea din prima săptămână și au făcut-o să pară victimă și fata periculoasă pentru ele. Și atunci e posibil ca burlacul să se fi gândit și la treaba asta. Dacă perfect era una de acord, cuplată, de poate acord. Nu ar fi reacționat așa. E adevărat? Măi, nu știu, ele trebuie să fie foarte, foarte atente la orice mișcare, la orice cuvânt, orice pas pe care îl fac. Inclusiv la modul în care se atacă între ele.
burlacul nu scapă nimic. Dar tu crezi că l-a ajutat vârsta și experiența de viață pe Ilian, da? 40 de ani. Dar tu crezi că pe noul